Peste 350 de locuri de muncă sunt vacante în județul Alba în această perioadă. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, acestea se regăsesc în municipiul Alba Iulia, respectiv în Aiud, Cugir, Câmpeni, Blaj și Sebeș. În Alba Iulia, oferta cuprinde următoarele locuri de muncă vacante: șofer autocamion, betonist, muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, asistent medical generalist, agent de turism, zidar, fierar betonist, muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, inginer construcții hidrotehnice, șofer de autoturisme și camionete, electrician de întreținere și reparații, încasator și cititor, contoare, energie electrică, gaze, apă, lăcătuș mecanic, electrician de întreținere și reparații, mecanic utilaje, inginer construcții civile, industriale și agricole, confecționer, asamblor articole din textile, muncitor necalificat în industria confecțiilor, inginer mașini unelte, tehnician mentenanță mecanică, echipamente industriale, laborant chimist, programator producție, recepționer, contractări achiziții, termist, cameristă hotel, cofetar, grădinar, bucătar, secretar administrativ, instalator apă canal, dulgher, primitor, distribuitor materiale și scule, lucrător comercial, casier, vânzător, șef serviciu comerț cu ridicată și amănuntul, șef schimb, electromecanic, mașini și echipamente electrice. În Câmpeni există doar două locuri de muncă vacante, de asistent medical generalist și impegat auto. Alte 6 locuri de muncă sunt disponibile în Aiud: 2 de economist, unul de asistent medical generalist, unul de lăcătuș mecanic, unul de electrician de întreținere și reparații și un altul de inginer mecanic. La Blaj se caută muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, bucătar, îngrijitor de copii, muncitor necalificat în mine și cariere, muncitor necalificat la asamblarea produselor solide și semisolide, șef formație, confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori, inginer mecanic, inginer automatist, inginer electromecanic, operator la mașini unelte cu comandă numerică, electrician de întreținere și reparații. În Cugir, locurile de muncă disponibile sunt de muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, confecționer, asamblor articole din textile, rectificator universal, operator la mașini unelte cu comandă numerică. În fine, în punctul de lucru de la Sebeș se caută muncitor piscicol, ambalator manual, muncitor necalificat în industria confecțiilor, pregătitor articole marochinerie, asamblator, montator articole marochinerie, contabil, cusător articole marochinerie, chimist, asistent medical generalist, biolog, infirmier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, casier și sugraf.